pentru fetele noastre. Ce facem cu mingile azi, Florin? Neața, Dani, neața tuturor. Astăzi, cu aceste fitball-uri, deși foarte multe persoane asociază aceste mingi cu exercițiile pentru femei gravide, astăzi noi ne vom focusa pe aliniamentul postural. Adică vom lucra acele exerciții care la final ne vor da senzația că stăm mai drepți. Și... Da. Zic. Da. Nu. Dar... Noi toți ceilalți, ăștia care nu mergem la sală, nu asociem mingile cu gravidanța și aliniamentul postural. Dar cu ce asociezi mingea asta, Răzvane? Tu n-ai mingea de asta acasă? Nu, ce să fac cu ea? Și ia zi, Răzvane! Bine, eu nu știu pentru ce. Ne cerem scuze. De-aia zice fitball. Păi nu știu, era, am primit-o, am umflat-o și... Se mai cheamă sau se chema... foarte multe idei. Se chema... Când eram... Când? Bă, bătie! Stai jos, de asta ți-ar de ție. Se mai numea mingea suedeză pe vremuri, nu? Când eram noi. Așa, pentru suedeze. Așa e. Mingea pentru suedeze, când acum, eram noi ghizmontani. Acum, ca să fie recunoscută și la nivel internațional și să avem un limbaj comun, mai ales în domeniul ăsta, denumirea principală este fitball. Da. Hai să vedem. Aia mare, că asta mică te cam trăi. Termin o dată. Bun. Hai să vedem. Am nevoie așa, scuze. Am nevoie așa. A din poziția asta, ușor plecată din trunchi. Să ridicăm mingea deasupra capului, să ne îndreptăm, și să revenim cu mingea la nivelul capului, da. Și să o cobor. Hai! Super! Îndoim ușor genunchii, picioarele un pic mai apropiate. Hai! Și lucrăm. Și mingea la nivelul capului și ne îndreptăm și revenim cu mingea la nivelul capului, stăm acolo o secundă, după care coborăm mingea, da? Hai să vedem. Genunchii ușor flexați, neapărat spatele drept, se păstrează linia atât la nivelul brațelor, cât și la nivelul trunchiului, da? Exact, foarte bine. Și sus, acolo, foarte importantă este și respirația, da? Expirăm și revenim. Și din nou, inspir, mă ridic, foarte bine, expir pe revenire, asta e, și ușor cobor. În 3, 2, 1, foarte bine, ok. Vreau să lăsăm mingea jos, ne așezăm cu abdomenul pe ea, brațele ușor depărtate și în poziția asta, fără să fac extensie cu capul, ridic picioarele, stau o secundă și le cobor până ating cu vârfurile solul, da? Hai să vedem. Abdomenul pe minge, coatele ușor flexate, ridic picioarele cât se poate de mult, da? Coatele ușor flexate, foarte bine, acolo și revin până ating cu vârfurile jos. Și din nou, foarte important este ca trunchiul tău să fie ușor coborât, da? Astfel încât picioarele să le pot ridica în punct maxim și să am o contracție foarte, foarte bună atât pe lombari cât și pe fesieri, da? Neapărat, expir pe ridicare, inspir pe coborâre, la fel mergeți până la 15 repetări pe fiecare exercițiu pe care îl lucrați. Hai, ridicăm foarte bine și ușor coborâm și ultima repetare, hai, și sus, foarte bine și ușor coborâm, ok. O să ne păstrăm aceeași poziție, da? Paralelă cu solul, dar am nevoie să mergem un pic mai în față cu trunchiul, astfel încât mingea noastră să fie poziționată la nivelul genunchilor și picioarele neapărat depărtate pe ea. Ridicăm bazinul și ușor coborăm, da? Și din nou, ridicăm bazinul și ușor coborăm, da? E foarte important ca greutatea noastră să fie pe brațe. Foarte, foarte, hai mai în față un pic. Asta e mai bine. Și acum ridic ușor bazinul, acolo, și ușor revin, da? Hai, și din nou, ridic bazinul și ușor revin. Hai, și Amalia și sus. Asta e, și ușor revin, genunchi ușor mai întins. Hai, și sus, bine, și ușor revin, da? Hai, și sus, bine, avem și exerciții mai grele, avem și exerciții mai ușoare, astfel încât să ne adresăm cât mai multor persoane, da? Și cu o condiție fizică mai bună și cu o condiție fizică relativ ușoară. 3, 2, 1, stop, bun. Și ultimul exercițiu, fetelor, atenție un pic, arată așa. Ne așezăm cu trunchiul pe minge, neapărat picioarele depărtate ca să am echilibru. Mă înclin ușor pe lateral, arcuiesc bine, opa,
neapărat picioarele depărtate ca să pot să mențin echilibru pe minge, da? Mi-alunecă picioarele. Îmi poziționez un pic picioarele și după aceea vin și eu la tine. Hai, știu, știu că mă iubește astăzi. Știu că mă iubește astăzi. Bun, puteți să vi le poziționați la perete în cazul în care nu aveți pe cineva să vă ajute, da? Arcuiesc și ușor revin. Arcuiesc și ușor revin să antrenez oblicii și intercostalii, da? Amalia, vreau să vii cu picioarele aici înspre mine. Bun? Acolo. Ușor acolo. Bun. E foarte bine. Poți să vii un pic mai în față. Vreau să vii un pic mai în față. Bine. În cazul în care nu ai încă punctul de sprijin, poți să-ți pui mâna jos acolo pe lateral, da? Hai. Și... Doamnelor, de aceea aveți nevoie de antrenor la sală, nu? Ca să vă ajute să lucrați toate exercițiile. 3, 2, 1 și vă mulțumesc mult! O zi bună să aveți! Dar nu, dar bă, nu abandona așa, mă! Nu abandona, că l-avem aici pe rețel. Așa? Da. Flavia, pune-te în poziție și te ține pe rețel. Asta-i! Bun. Ăsta are și 46 la pantof. Foarte bună rubrica de azi. Foarte... Da, nu, a fost și intensă. O chestie muncită. Hai, pubere. Bravo, bravo. Hai să luăm o scurtă. Nu, mai stăm. Dăm și mie mingea, Flavie. Și eu fac un exercițiu, două exerciții cu mingea. Ți-am salvat viața. Pă, ce mi-ai dat cu ceasul în asta? Primul exercițiu. Mai sunteți mulți astăzi? Primul exercițiu pe care îl fac când vin la sală și nu e mingea la loc, îi trag un șut de mă destresez. Și mai face mingea asta prin sală? Da. Și în sufragerie. Și al doilea, mă chinui de ceva timp să învăț să stau mai întâi în genunchi și apoi să mă ridic cu două gantere și să fac rotații de trunchi pe minge, între abdomen. Mm-hmm. Încă mi iese, sper. Te șutez, Răzvan. Luăm scurtă pauză. Și tot așa, la un moment... Cea mai fertilă emisiune din România. Trebuie să ai un aliniament. Vă invită... Cea mai fertilă emisiune din România vă invită până la toaletă, spălăm dinții. Mergem, bem apica de dimineață pe stomacul gol, dăm drumul la toate și după aia ne întoarcem pe canapeluță și dacă vă vin idei, vă rog să le folosiți. Ce idei? S-au făcut atâția copii frumoși pe emisiunea noastră, da. Încât unii chiar seamănă cu Răzvan. Să ne vedem cu bine după pauză. Stai locului!